sărbători fericite. Cel eu la Pesach, fericit și cașer. Este sărbătoarea specifică de Pesach. Pe lângă faptul că ne dorim să fim sănătoși, dorim o sărbătoare cu sărbători fericite, ne urăm și ca această sărbătoare să fie cașer. Este vorba de o cerință specială de Pesach, acel cașer de Pesach, de cerințe deosebite pentru de cașrut, de cașer la sărbătoarea de Pesach. O să facem pentru intrarea în sărbătoare, să facem aprinderea lumânărilor. Baruch ata Adonai, Elohim, Mene Haolam, Asher Kideshanu, Venezvotav, Lecidanu, Lead, Bikner, Shem, Yomtov. Binecuvântat fii Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, Regele Universului, care ne-ai sfințit prin poruncile Tale și ne-ai poruncit să aprindem lumânări de iontă, de zi de sărbătoare, zi de sărbătoare nelucrătoare, așa cum aprindem și la Shabbat, așa, tot la fel zi deosebită, sărbătoare, sărbătorile mari ale noastre se aprind lumânări. Pesachul este inclus în Shalosh Regalim, cele trei mari sărbători de pelerinaj, de vremea când se făcea pelerinaj la templul din Ierusalim. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, shehihyanu vekimanu vehigyanu la zman hazeh. Binecuvântat să fii Tu, Doamne, Dumnezeu nostru, pentru faptul că ne-ai menținut în viață, ne-ai întărit, ne-ai sprijinit, ca să ajungem să facem împreună, să petrecem și în acest an sedelul de Pesach. Ceea ce facem noi în această seară este seara de seder specifică Pesachului, denumită așa pentru faptul că seder înseamnă ordine. Ceea ce se întâmplă în seara de Pesach, seara de seder, se desfășoară după o anumită ordine prestabilită. Ordinea o găsim în Hagada. Avem de masă toată lumea, la toate mesele se găsesc aceste cărți specifice pentru seara de seder, în seara de Pesach, numite Hagada sau povestirea de Pesach, de la verbul de Higadeta, faptul că în Cartea a doua Torei, în Shemot sau Cartea Exodului, este porunca să povestim fiilor noștri și la rândul lor aceștia fiilor lor, de-a lungul generațiilor, porunca de a povesti despre marea minune care s-a întâmplat la ieșirea din Egipt, la fuga din Egipt, ieșirea din casa sclaviei, faptul că poporul a fost primit pași pentru a deveni un popor, de formarea poporului liber. Vorbim despre Pesach, ca sărbătoarea eliberării din Egipt, și nu putem să vorbim despre eliberare, sărbătoarea eliberării poporului nostru, fără să avem un gând și pentru cei care în aceste momente, din nefericire, sunt ostatici, cei 133 de connaționali ai noștri, de toate vârstele, total nevinovați, care sunt menținuți în continuare ostatici de acei teroriști Hamas. Ne gândim la ei, ne rugăm la Dumnezeu să aibă milă de ei și de poporul Israel, să fie pace, iar aceștia să revină acasă și să poată și ei petrece Pesachul și celelalte sărbători împreună cu familiile lor. Vreau să salutăm prezența în mijlocul nostru cu această ocazie, prietenii noștri care au răspuns invitații noastre de a sărbători împreună Pesachul sau Paștele Evreiesc 5784. Avem invitat și prietena nostru pe domnul profesor Iancu Bexler, președintele Comunității Evreilor din Roma. Avem invitat de la Asociația Cultul Eroilor pe domnul Doine Petru și pe domnul Dănuț Voicu, președintele Asociației Cultul Eroilor din Bacău. De la celelalte minorități, prietenii noștri, de la minoritatea romă, pe domnul Tănase Doru cu soția,
de la Universitatea Germană avem domnul și doamna Brunkumen. Din partea minorității armene este domnul Valea Bob. Din partea minorității italiene pe domnul Miță Silviu. Avem totodată prezent în mijlocul nostru pe domnul director Clopoțel Caro cu soția. Salutăm prezența și mulțumim pentru răbdare domnului Dan Isaac. Pentru sprijinul pe care îl trece sărbătoarea de Pesach, fără sprijinul dumnealui, ar fi mult mai greu. Salutăm prezența prietenilor noștri, familia Miron de la Piatra Neamț. Și salutăm prezența oaspeților noștri din Israel, care la fel au dorit să lăsească Pesachul. Vă mulțumim pentru acest lucru și sperăm să se fie să le facă felul cum facem acest sede împreună. Referitor la seara de sedă, spuneam să desfășoare totul într-o anumită ordine. Este vorba de un adevărat ritual care se ține pentru seminarul de Pesa. Înțeles, o să încercăm să simplificăm, să nu lungim prea tare, dar de cele mai multe ori seminarul de Pesa se desfășoară până în ziua noapte. Pesa cu Paștele Evreiesc este considerat de învățații noștri ca regina sărbătorilor evreiești, din faptul că s-au făcut primii pași spre crearea poporului nou, odată cu eliberarea din Egipt, eliberarea din casa sclaviei. Denumirea acestei sărbători de Pesa vine de la faptul că în ajunul fugii din Egipt, în ajunul Pesacului, de fapt, mai târziu a devenit Pesac, s-a făcut, Dumnezeu a transmis poporului evreu, intermediul lui Moșe, Moise, să se facă sacrificarea unui miel. Cu sângele acelui miel s-au făcut semne pe versul jocuri și pe pragurile de sus ale caselor. Cu aceste semne, în urma ajutorul acestora, Îngerul Morții, care a fost trimis asupra egiptenilor, pentru cu ultima plagă cea mai grea, pentru a-i convinge pe conducătorii Egiptului să elibereze poporul evreu din sclavie, este vorba de moartea întâilor născuți. Și în felul acesta, cu semnele care s-au făcut la fiecare casă evrească, Îngerul Morții a ocolit, a sărit peste sau pasul. De aici denumirea de Pesa și denumirea în general de Paște, originea acestei nume, acestei denumiri, este valabilă și pentru ceilalți care se sărbătoresc Paștele. De la cuvântul acesta, de la Pasuc, dar la alții este, bineînțeles, semnificația Paștei ulterior, pentru creștini a fost altă semnificație.